Ați venit sau reveni la un nou vlog. De data aceasta încep vlogul din mașină. Este 10 fără 10. Astăzi este vineri și am programare la medicul de familie la 10 și 10. Este programarea pentru mine, nu pentru fetițe, așa că sunt doar cu Anastasia. Milada a rămas acasă cu tati. Și tot astăzi la 2 și 10 avem programare la vaccin, dar până atunci mai e, văd copiii cu afară. Deși este destul de senin, văd că picură, dar în fine, vremea de aici oricum este foarte, foarte schimbătoare, știți deja asta. Aștept să se încălzească mașina, am zis că mai stau 5 minute să se încălzească mașina, pentru că eu în 5 minute ajung la medicul de familie cu mașina, așa că aștept puțin să se încălzească și am zis dacă tot aștept să încep acest vlog. Am mari emoții pentru vaccinul de astăzi, din câte mi-amintesc de la Milada. Ea a făcut febră și a fost destul de dureros. Și tot din câte mi-amintesc, parcă se face în mână primul vaccin. Primul vaccin se face la spital, așa că o să plec din timp să găsesc loc de parcare. O să merg doar eu cu Anastasia, o să o pun în ham. Și de data aceasta am luat hamul cu mine și o să o țin în ham. Și da, vreau să ajung la timp, să fie totul în regulă și să scape și ea repejor de vaccin. Și sper din suflet să nu o doară tare și să nu aibă reacții dureroase pentru ea, nu pentru mine. Sper din suflet să fie bine, am mari emoții și da,
Astăzi avem primul vaccin și tot astăzi vreau să vorbesc, dacă tot merg la medicul de familie pentru programarea mea, pentru că nu am primit foaie pentru vaccinul Miladei de un anișor și știu că este un vaccin foarte important. Sunt tare curioasă, că povesteam cu prietena mea pe tema aceasta, pe tema vaccinului de la un anișor. Știu că este un subiect controversat, dar sunt curioasă câte dintre voi ați făcut copilașilor vaccinul de un an. Mă refer la cele care stați în Anglia. Eu, din câte am înțeles, este foarte important și noi am decis să îl facem Miladei, așa că o să vorbesc astăzi pentru că nu am primit foaie. Prietena mea a primit deja, deși Zian este născut în februarie și Milada în ianuarie. Noi nu am primit încă și vreau să vorbesc și pentru vaccinul ei. Așa că, da, asta este ziua de astăzi, este plină de programări la doctor și de vaccinuri. Sper să fie totul bine și să decurgă totul bine, atâta tot. O să vă iau cu noi și ne auzim mai încolo. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you? Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around. Am ajuns acasă, este ora 11, am reușit de am făcut și Miladei programare pentru vaccin. Acum o pun pe ea la somnic. Anastasia a păpat, nu a adormit, dar momentan este cu minte jos. Ieri a plâns și mi-a adus o tati, așa că ieri a fost prima dată când le-am adormit pe amândouă și după ce o să plece tati, cu siguranță o să fie mult mai multe zile în care o să le adorm pe amândouă. Anastasia a dormit la sân și Milada a dormit așa lângă mine și a fost un sentiment așa de frumos să le văd pe amândouă cum dormeau, una pe mine, alta lângă mine. Sunt foarte recunoscătoare pentru ele și suntem foarte binecuvântați că le avem, chiar dacă or să fie zile în care n-o să reușesc să le adorm și sunt convinsă că or să fie și zile dintre acelea în care amândouă o să urle, dar or să fie și zile în care or să adoarmă. Cam dat-o acum dintr-una într-alta. Eu nu mai pot de foame, este ora 11, am mâncat de dimineață niște avocado, i-am pregătit Miladei ouăț cu avocado și brânzică, asta am mâncat, ea a mâncat tot, îi place foarte mult combinația asta. Acum papă lăptic, face nani și după or să plece cu bicicleta pe afară, o să plece ea cu tati, iar la 1 și ceva o să mă pornesc și eu către spital. Aș vrea să fac și puțină ordine astăzi, neapărat aș vrea să fac în baie, dar să văd dacă reușesc. Prioritatea mea este vaccinul astăzi și sper să decurgă totul bine. Pe fundal se aude Anastasia, eu mi-am făcut două sandvișuri cu roșii și cu ou, nu mai pot de foame, mă pun să mănânc, iar apoi spăl vasele și văd ce mai reușesc să fac prin casă, înainte să plec cu Anastasia la vaccin. Cineva face scandal aici, și nu mă lasă să mănânc. Da, pentru că mamite și mă țin în brațe, că pe mine mă doare burtica. Așa-i, mama, iubita mea și scumpa mea. Time to
Sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more, no. Covered, was gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river. Nu știu cât de bine mă vedeți. Noi acum ne-am urcat în mașină și am zis să mai țin puțin așa pe Anastasia, că doar ce a adormit, a plâns foarte tare. Uitasem de la Milada, țin minte că și ea a plâns, dar oricum Anastasia este mult mai vocală decât Milada. Și a plâns foarte tare, dar mă bucur că ne-a scăpat de primul vaccin. Este ora 2:30 acum. Eu la 1:30 am fost deja în mașină. Am vrut neapărat să plec din timp pentru că știam că o să găsesc greu loc de parcare. Înainte să plec am îmbrăcat-o și am schimbat-o pe Milada pentru că ei au plecat în parc. A plecat cu tati la plimbare cu bicicleta și m-am ocupat tati de ea, am schimbat-o, i-am dat săpape, am îmbrăcat-o și după ce au plecat ei, am plecat și noi. Așa că, da, mă bucur atât de mult că am scăpat de vaccinul ăsta. Vroiam să vă mai spun ceva, dar nu mai știu ce. În orice caz, o scot pe Anastasia din ham, o pun în scoică și mergem acasă. Lumina este super nașpa și sper să nu vă distrag atenția dezastru din jurul meu. Este ora 9:30 și nu am reușit să fac absolut nimic prin casă. Anastasia a plâns foarte mult și sunt convinsă că e din cauza vaccinului. De când ne-am întors de la vaccin, mi-a plâns în continuu, fie că o țineam în brațe. Am pus-o și în ham prin bucătărie cât i-am făcut Mila de niște chifteluțe cu dovlecel și cărniță. A avut foarte puține momente în care s-a oprit din plâns. Am ținut-o mai mult în brațe, am stat cu ea pe scaunel, dar a plâns foarte mult mititica. Și v-am spus, sunt convinsă că vaccinul este de vină. Acum s-a liniștit, v-am spus, este 9:30, al meu e sus să o pună pe Milada la somn, dar cred că au adormit amândoi. I-am făcut băiță Anastasiei, i-am tăiat unghiuțele și am stat cu ea, acum am înlăptat-o și abia acum a adormit bine, i-am dat și picăturile. Vă ziceam, cred că în vlogul trecut, nu mai știu dacă în vlogul trecut v-am întrebat despre colici, ce ați mai folosit voi pentru colici. Eu am observat că la Anastasia funcționează colieful. Am mai cumpărat încă două dintre acestea. Este singurul care funcționează la ea, din ce am încercat eu. Am văzut că mi-ați recomandat foarte multe dintre voi Espumisan, parcă. Dar eu țin minte că am încercat să caut când era Milada mititică, pentru ea am încercat să caut să cumpăr aici în Anglia și nu am găsit. Nu știu dacă n-am căutat eu unde trebuia, dar știu că am încercat la Milada Mai Gaia, ceva de genul. Oricum mi-ați recomandat și voi în comentarii și vă mulțumesc tare mult.
dar nu a funcționat acela la Milada. La Milada cel mai bine a funcționat infacolul. La Anastasia nu, așa că acesta este singurul care o liniștește la burtică. I-am dat și acum și după ce a popat piept a adormit. Sper să se odihnească mititica și să nu mai doară mâna. Am întrebat la vaccin, că nu mai ține aminte de la Milada, dacă pot să-i fac baie. Și mi-a zis că da, pot să fac rutina. Adică să-i fac rutina normală, nu trebuie să schimb ceva anume. Și febră, dacă faci, o să facă după 2 săptămâni, nu acum. Nu mai ține aminte informațiile astea de la Milada. Dar cu siguranță o doare mâna, plus cel mai probabil colicii. Așa că da, eu vreau să fac ceva de mâncare. Fetele dorm, cu siguranță doarme și Milada. N-am pus monitorul, că este cu al meu sus. Așa că da, dragilor, mă pun să fac de mâncare, că este deja 9:30 și cu siguranță o să dureze până termin. Vreau să strâng puțin și prin casă, să fac puțină ordine în țară, că știu că dacă mă trezesc dimineața într-o casă cât de cât ordonată, îmi dă o stare de bine. Așa că asta o să fac acum. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. You just get tired chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Este ora 11:30 și acum am terminat aici în bucătărie, dar am avut ajutor, a venit și al meu și a stat cu mine, a spălat vasele, m-a ajutat. Mi-a trecut timpul foarte, foarte repede, nici n-am simțit când a trecut. Am aspirat, am făcut și ordine în țarcă, Anastasia doarme, am ținut-o și în ham pentru că a plâns, a ținut-o și al meu, a adormit-o el, după am adormit-o eu și acum ea doarme. Al meu s-a dus la duș, după mă duc și eu, am scos calzonele acestea din cuptor, să-i zic așa. Am făcut un aluat ca de pizza, în care am pus piept de pui pe care l-am făcut în tigaie, l-am tras așa într-o licică, cu ciuperci, ce am mai pus, condimente de pui, usturoi granulat, sare, separat am fiert un cartof dulce cu niște cartofi albi, am fiert în sare, i-am fiert în unt, scuzați-mă, cu puțină sare, apoi nu i-am fiert foarte mult, i-am lăsat doar așa puțin să se înmoaie și după i-am băgat în air fryer. Am mai pus și niște cârnați de casă pe care l-am tras așa la tigaie ca să fie crocant și cașcaval. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me.
anywhere that they smell, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar. Like, I don't really mind all the woogles doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you would say, yeah. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Am zis să mai vorbesc puțin cu voi și să fac încheierea acestui vlog, că nu am reușit astăzi să vorbesc cu voi, deși nu am făcut cine știe ce. Am spălat, uscat și pus la locul lor două ture de haine. Am aspirat în toată casa, că aseară am aspirat doar aici în bucătărie și în living, dar am mai dat și astăzi încă o dată și aici. Am mers afară, ne-am plimbat, am fost cu fetele astăzi, chiar a fost o vreme super, super faină. Am profitat și noi de vremea asta frumoasă și am stat mai mult pe afară. Anastasia doarme acum. Chiar dacă ieri a plâns foarte mult după vaccin, azi noapte chiar a fost liniștită și mă bucur din suflet că a putut și ea să se odihnească. Eu am pus să fac o ciorbiță de perișoare. Am reușit să pun o ciorbiță de perișoare la foc cât timp, cred că se trezește Mila de acum. Cât timp a dormit Milada și Anastasia și am mai condimentat și niște ciocănele pe care o să le bag în air fryer cu niște cartofi prăjiți pentru al meu. Așa că da, dragilor, eu o să închid acest vlog aici. Sper că v-a plăcut. Vă aștept și pe Instagram. Instagramul îl găsiți în descrierea clipului. Vă pupăcesc tare tare și ne revedem în următorul vlog. Pupici!